la versetul 1 până la versetul 10, cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa: Fiul meu, nu uita învățătura mea, ci păstrează în inima ta poruncile mele, căci ele îți vor lungi zilele, anii vieții tale și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace. Să nu te părăsească bunătatea și adevărul, leagă-ți-le de gât, scrie-le pe tăblița inimii tale. Astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te baza pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept, teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și putere oaselor tale. Cinstește pe Domnul cu ceea ce ai și cu cele din tâi roade din tot venitul tău. Căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și chiascurile tale vor geme de mult. Cuvântul lui Dumnezeu la acest pasaj din Cartea Proverbelor, Proverbe capitolul 3, așa cum am spus, o carte pentru înțelepți, pentru cei care vor să primească înțelepciune, nu știință, nu multe cunoștințe, ci înțelepciune. Și să-și trăiască viața cu înțelepciune. Și titlul mesajului din capitolul 3, în aceste versete, este Cinstește pe Domnul. În capitolul 1 din Cartea Proverbelor mi se spune Frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Nu este totul. Dumnezeu nu vrea să trăim în frică și să facem lucruri că ne e frică de El, să nu ne lovească sau așa mai departe. Dar este începutul. Dar apoi înțelepciunea crește, se maturizează și vedem aici în capitolul 3 spune Cinstește-L pe Domnul. Nu mai spune despre teme-te de Domnul, ci spune despre onorează-L pe Domnul. Cinstește-L pe Domnul. Este o acțiune pe care o facem de bună voie, o acțiune complexă, este o acțiune bine gândită și hotărâtă în viața unui om să onorezi pe cineva, să cinstești pe cineva. Nu este un simplu cuvânt pe care îl spui sau o simplă zi pe care o trăiești, un eveniment. Este mare lucru să dai cinste, să onorezi pe cineva cu viața ta sau în viața ta. Și mai mult decât atâta, pentru că, așa cum am spus, o să vorbim în luna ianuarie despre dărnicie, despre planul lui Dumnezeu, despre ce zice cuvântul lui Dumnezeu. Și mă bucur că nu trebuie să vorbim în fiecare lună din an despre asta, pentru că dacă este un lucru pentru care mă laud cu frații mei de cea de la Coștei, este dărnicia lor, slăvit să fie Domnul. Sunt alte lucruri cu care nu mă laud și care tot îi toc la cap și bat la cap prin cuvântul lui Dumnezeu, dar unul cu care mă laud este dărnicia. Și de obicei predicăm aici în luna ianuarie despre dărnicie și nu mai este nevoie să amintim lucrurile acestea pentru că Domnul poartă de grijă și ne învață ceea ce să facem și este un lucru bun asta. Slavă Domnului! Deci cinstește-L pe Domnul și spune aici în versetul 9 cu cele din tâi roade. Cinstește-L pe Domnul cu cele din tâi roade. Aș vrea să vedem puțin ce înseamnă asta, dar să vedem în întregime gândul acesta de a onora pe Dumnezeu cu viața noastră și în viața noastră, de a-L cinsti pe El. Una este să asculți de cineva, să ai respect pentru cineva și alta este să cinstești pe cineva. De obicei avem respect pentru oamenii care realizează ceva, care știu ceva, care fac ceva, avem respect. Nu neapărat îi cinstim, uneori ne sunt dușmani, dar tot îi respectăm. Pentru că fac ceva, realizează ceva, nu pierd vreme. Asta este una și cu totul altceva este să onorezi pe cineva sau să cinstești. Este mai mult decât să ai respect. Este mai mult decât să împlinești o datorie și să asculți de cineva. Să onorezi sau să cinstești pe cineva este ceva mai înalt decât atâta. Dumnezeu nu este glorificat doar prin supunerea noastră de frică sau prin supunerea noastră necondiționată sau din interes personal. Mulți se supun lui Dumnezeu și încearcă să asculte de cuvântul lui Dumnezeu ca Dumnezeu să îi binecuvinteze în schimb și să câștige tot ei în schimb, să le fie lor bine. Dumnezeu nu este glorificat doar de aceste acțiuni care vin din aceste motivații. Frică, interes personal, spiritul datoriei și așa mai departe.
Dar Dumnezeu este înălțat și se bucură atunci când îl cinstim și atunci când îl onorăm cu viața noastră. Spune Biblia în Psalmul 22 și versetul 3 că El își face simțită prezența. El este atât prezent. Într-un fel, nu poți să fugi niciunde departe de fața Domnului, nu poți să te ascund. Nu există un loc unde să nu fie Dumnezeu, într-un fel. Dar în alt fel, El nu-și face simțită prezența peste tot în același fel. Dar El își face simțită prezența din plin și se bucură să apară și să fie simțit și văzut. Unde? Spune Psalmul 22:3, în mijlocul laudelor poporului Său. Acolo unde El este onorat. Acolo unde El este cinstit. Porunca a cincea din cele 10 porunci, avem acolo în spate pe niște pietre de marmură, cele 10 porunci, sau mă rog, parte din ele, și porunca a cincea, spune, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Tot despre acest concept. Copiii trebuie să asculte de părinți. La început, părinții mai de nevoie învață să asculte, dacă sunt înțelepți, și dacă nu îi lasă de capul lor, spune copilul lăsat de capul lui, ce va face mai târziu? Va face rușine mamei sale. Nu va face cinste și nici la urmă va face rușine. Dar părinții nu se bucură să-și vadă copiii doar că trebuie siliți. Și spune Dumnezeu, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Nu doar să-l asculți de nevoie, nu doar de frică, dar onorează-l, cinstește-l. Și Dumnezeu spune, este prima poruncă însoțită de o promisiune ca să ți se lungească zilele. Este important să onorezi pe Dumnezeu, să onorezi pe cine zice Dumnezeu. Ca să ți se lungească zilele, are implicație lucrul acesta în lungimea zilelor tale. Primele două versete din capitolul 3, fiule, nu uita învățătura mea, ci păstrează în inima ta poruncile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale. Și îți vor aduce multă pace. Oamenii cred că vor fi liniștiți și fericiți dacă sunt sănătoși. Dacă au bani. Dacă, mă rog, alte și alte lucruri. Și totuși, rând pe rând, omul aleargă după lucrurile astea și mulți le și câștigă. Și tot nu au pace. Tot nu au liniște în viața lor. Pentru că pacea și liniștea sufletului omului nu vine din lucrul acesta. Uitați din ce vine, spune aici. Ascultă pe Domnul, cinstește-le, ascultă poruncile Lui, păzește-le și ți se vor lungi anii vieții tale. Sănătatea noastră nu depinde de bolile care sunt în lume, nu depinde nici de doctor, nu depinde nici de medicamente, nu spun să nu folosim lucrurile acestea, dar anii vieții noastre și zilele vieții noastre depind numai de unul singur, de Dumnezeu. Amin? El poate să le lungească, El poate să le scurteze. Indiferent ce se întâmplă în lume, indiferent ce zic alții, El poate să le lungească sau să le scurteze. Noi îi cinstim și onorăm pe cei care sunt în autoritate peste noi și mai ales pe Dumnezeu, sau ar trebui, pe Dumnezeu care a rânduit, spune Scriptura, orice stăpânire. Nu există nicio stăpânire, nicio autoritate fără să fie rânduită de Dumnezeu. El a îngăduit toate lucrurile acestea. El este Stăpânul Suprem. Și El spune să-L cinstim. Și noi facem lucrurile acestea atunci când ascultăm de bună voie de Dumnezeu și de cei care sunt în autoritate peste noi și când cu încredere ne lăsăm viața noastră și tot ce avem noi în mâna Lor. Atunci îi onorăm și cinstim. În versetul 5 din Proverbe 3 spune, încrede-te în Domnul toată inima ta și nu te baza pe înțelepciunea ta. Dar, Doamne, mă încred în tine, dar vreau să văd ceva în mâna mea. Vreau să văd ceva în viitor, în ziua de mâine. Vreau să am ceva asigurat, mă încred. Asta nu e credință, Doamne. Încrede-te în Domnul din toată inima ta. Fără să vezi ceva. Fără să pui mâna pe ceva. Încrede-te în ceea ce spune El. Onorează-L pe El. Cinstește-L prin faptul că te încrezi și că îți dai viața ta în mâna Lui. Și te lași cu totul. Da, Doamne, am încredere în tine, dar ce voi lunga mâine? O să mă îndrujesc pe de asta, spune Domnul.
viața ta lui, cu toate nevoile tale, cu tot ce crezi că te îngrijorează și pacea lui Dumnezeu care trece orice pricepere va veni peste tine și îți va păzi inima și gândurile tale. Încrede-te Domnul din toată inima ta și nu te baza pe înțelepciunea ta. Nu te baza pe instinctul tău. Da, Doamne, lasă că știu, eu simt eu acum, acum e favorabil, trebuie să fac asta. Nu te baza pe înțelepciunea ta. Nu te baza pe instinctul tău și mai ales nu te baza pe ce spune inima ta. Ieremia 17:9 spune, inima omului este deznădăjduit de rea, este nespus de înșelătoare. Trăiește-ți visul, zice lumea. Îți spune ce te îndeamnă, fă ce te îndeamnă inima, nu asculta de nimeni. Dumnezeu spune, vrei să fii înțelept? Încrede-te în Domnul din toată inima și nu te vizui pe înțelepciunea ta. Nu te vizui pe ce spune inima ta, nu te vizui pe instinctul tău, nu te vizui pe ce spun alții. Încrede-te în Domnul din toată inima ta, fără rezerve. Bazează-te cu totul pe Domnul, fără nicio rezervă, fără niciun plan B. Da, Doamne, mă încred în Domnul, dar dacă cumva nu reușești asta, am ceva cu tâmpare. Încrede-te în Domnul cu toată inima ta. Nu există ca Domnul să nu reușească în planurile Lui. Amin? Și dacă tu întotdeauna îți păstrezi un plan B, de fapt nu te încrezi în Domnul cu toată inima ta. Te încrezi numai cu 70%, cu 90%, cu 95%. Aici spune, încrede-te în Domnul cu toată. În ce să mă încred? Cum adică să mă încred în Domnul? Unde-i Domnul? Aici este Domnul. Încrede-te în Domnul cu toată inima ta înseamnă încrede-te în fiecare sfat, în fiecare poruncă din Cuvântul lui Dumnezeu. Asta este Domnul pentru noi. Amin? Amin. Dacă zici aici ceva, nu-ți mai trebuie altceva. Nu-ți mai trebuie altă siguranță. Încrede-te în Domnul cu toată inima ta. Nu te bizui pe înțelepciunea ta. În Proverbe, capitolul 23, versetul 26, spune, fiule, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Și în capitolul acesta, unde citim noi, în versetul 7, spune, nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Nu te socoti singur înțelept. Ferește-te de mândria ta personală, de mândria eului omului. Care este această mândrie? Lasă că știu eu. Mă duc la biserică, dar o predica frumos, dar lasă că știu eu. Ferește-te să te vizuiești pe înțelepciunea ta. Ferește-te să spui, lasă că știu eu. Pentru că nu știi. Încrede-te în Domnul din toată inima ta. Nu te socoti singur înțelept. Ferește-te să te bazezi pe experiențele tale. Lasă că știu eu cum este. Lasă că am văzut eu. Ferește-te să spui, ia la nimeni nu-i ca mine. Nimeni nu-i ca și copiii mei. Nimeni nu-i ca și casa mea. Ferește-te de mândria personală. Nu te socoti singur înțelept. Nu te socoti singur că te-ai ajuns și așa mai departe. Ferește-te și să mergi în partea cealaltă să-ți plângi de milă tot timpul și să te autocompătime. A, nimeni nu știe prin ce trec eu. Nimeni n-a trăit ca mine. Nimeni n-a... E tot din mândrie. Tot mândrie este asta, dar e în partea cealaltă. Mândria este orice care te are numai pe tine în mijloc. Tot timpul, dacă vorbești numai despre tine, numai despre tine, numai despre tine. Este înțelepciunea ta. Stai să-ți spun eu. Spune Cuvântul lui Dumnezeu în Noul Testament, în Epistola lui Iacov. Să fim gramnici la ascultare, înceți, la vorbă. Lasă că spun eu. Când ești într-un cerc de oameni, cine vorbește cel mai mult? Ferește-te de înțelepciunea ta. Ferește-te să te vizui numai pe tine. Ferește-te de această mândrie interioară. Nu te socoti singur înțelept. Dă inima ta Domnului și încrede-te în El cu toată inima. Lasă-te învățat. Lasă-te strunit de oamenii pe care Dumnezeu îi aduce în viața ta cu scopul acesta. Începând cu părinții. Dumnezeu nu o să-ți vorbească direct din cer. Dar Dumnezeu a pus părinții în viața ta, Dumnezeu a pus învățătorii în viața ta, Dumnezeu a pus pastori în viața ta, Dumnezeu a pus oamenii lui Dumnezeu. Lasă-te învăța. Nu zice, lasă că știu eu. Nu te socoti singur înțelept. Nu te bifui numai pe înțelepciunea ta. Încrede-te în Domnul. Faptul că te încrezi în acești oameni care te învață din partea lui Dumnezeu și din Cuvântul lui Dumnezeu, care sunt puși de Dumnezeu, nu zic să te uiți la toți predicatorii de pe internet, ea nu i-a pus Dumnezeu în viața ta. Da? Nu zic să te uiți la televizor și la radio.
Dumnezeu pune în viața ta. Părinți pune în viața ta, învățători pune în locul unde ești tu, trimite slujitorii lui Dumnezeu la tine, pe aia a pus Dumnezeu. Și faptul că te lași învățat de aceea, înseamnă că ai încredere în Dumnezeu. Amin? Amin. El îi trimite, dacă vorbesc din cuvântul lui Dumnezeu. În versetul 6, spune aici, recunoaște-L în toate căile tale și El îți va nădăzi cărările. Ce înseamnă să recunoști pe Domnul în toate căile tale? Înseamnă să vezi mâna Lui în orice cale a vieții tale. Știți, unii oameni înțeleg greșit aici. Ei au planurile lor, au căile lor și cer binecuvântarea Domnului. Doamne, ajută-mă să iau examenul ăsta, Doamne, ajută-mă să reușesc aici, Doamne, să fac bani aici, ajută-mă să fac aia, ajută-mă să fac aia. Și dacă se întâmplă așa cum au vrut ei, zic, a, Domnul a făcut asta. Nu totdeauna face Domnul asta. Să recunoști pe Domnul în căile tale, înseamnă să faci ce a făcut Israelul. Să faci ce a făcut Moise când a zis, Doamne, dacă Tu nu mergi cu noi, nu ne lăsa să mergem singuri. Înseamnă să mergi după stâlpul de nor și după stâlpul de foc. Când El se oprește, se oprește. Când El pleacă, să pleci. Nu să faci planurile tale proprii și să-i ceri Domnului să binecuvânteze planurile tale. Recunoaște pe Domnul în toate căile. Recunoaște mâna Domnului. Unde ești acum? Ce lucrezi acum? Cu cine ești căsătorit acum? Cum îți duci copiii? Ce faci cu banii tăi? Este mâna Domnului. Domnul mă învață asta din cap. Recunoaște-L pe El. Este El implicat în asta. De la El știi să faci asta. Din cauza Lui te afli unde te afli. Din cauza Lui arăți cum arăți. Din cauza Lui familia ta face ce face. Asta înseamnă recunoaște-L pe Domnul. În toate căile tale. Să se vadă mâna Lui care te trimite. Mâna Lui care te ghidează. Cuvântul Lui care te învață. Recunoaște pe Domnul în toate căile tale. Și versetul 8 spune, aceasta îți va aduce sănătate trupului tău și putere oaselor tale. Stai puțin. Pe credeam că trebuie alcalmin să mă doară capul. Da? Credeam că trebuie vitamine, trebuie suplimente. Din nou spun, nu vreau să zic că să nu faceți asta și să nu luați medicamente. Nu despre asta e vorba. Dar vreau să înțelegem că viața noastră este în mâna lui Dumnezeu. Inclusiv lungirea anilor noștri și scurtarea lor. Este în mâna lui Dumnezeu. Uitați ce spune aici. Aceasta îți va aduce fericirea și sănătatea. Pentru că Dumnezeu este dătătorul vieții și ne spune Scriptura că El este doctorul cel bun. El este medicul cel bun. Și ascultarea de El îți va lungi anii vieții tale și îți va aduce sănătate trupului tău și putere oaselor tale. Bun. Asta fiind introducerea, hai să mergem mai departe și spune versetul 9, practic versetul 9 și 10 este mesajul pentru astăzi. Cinstește pe Domnul cu ceea ce ai. Ceea ce ai. Ce ai tu? Ce am eu? Ceea ce am. Comoara mea. Ce este mai de preț pentru mine? Ceea ce are omul. Ceea ce prețuiește el. Acum ajungem la domeniul cel mai sensibil pentru majoritatea oamenilor. Și anume, posesiunile lor, averea lor, ceea ce au, venitul lor. Oamenii devin foarte irascibili și foarte sensibili atunci când e vorba despre asta. Atunci când îi atingi la buzunar. Un subiect foarte sensibil. Și asta arată că lucrurile materiale sunt un stăpân cu mare influență pentru sufletul oamenilor. Faptul că oamenii devin deranjați și irascibili și subiectul ăsta este foarte sensibil, nu arată altceva decât cât de mare preț sau valoare sau influență au aceste lucruri materiale în viața omului. Un stăpân foarte puternic. Și mulți oameni sunt prinși de această robie a banului. 1 Timotei, capitolul 6, versetul 10, cred că este iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Acum, în cuvântul ăsta, bani înseamnă orice posesiune materială. Pentru că banii sunt niște hârtii, n-au valoare. Dar ce poți să schimbi pe ei are valoare. Pământ, mâncare, mașini, căști și orice altceva. Deci când spune iubirea de bani, înseamnă iubirea de lucruri materiale. Este rădăcina
tuturor relelor, spune cuvântul. Nu lucrurile materiale sunt rădăcina tuturor relelor. Nu mâncarea, nu cășe, nu astea sunt, ci iubirea, lăcomia după el. Este rădăcina tuturor relelor. Dumnezeu a lăsat banii ca să circule și lucrurile acestea ca să ne împlinim anumite nevoi cu ele pentru noi și pentru semenii noștri. Dar niciunde în Biblie nu găsim că trebuie să adunăm surplusul, să-l înmagazinăm, să-l punem deoparte. Spune Efeseni capitolul 4, versetul 28, mai degrabă lucrează cu mâinile tale ca să ai pentru tine și să dai celui care nu are. Ai ceva în plus? Uite-te în jurul tău. Pe țărați, zice Domnul Iisus, se vezi tot timpul cu voi. De aceea Domnul Iisus spune că acolo unde ne este comoara noastră, adică ceea ce iubim noi, ceea ce este important pentru noi, acolo va fi și inima noastră. Acolo este interesul, acolo ne dăm zilința, acolo este râna, acolo depunem efort. Și să știți că lucrul ăsta se vede foarte clar în viața omului, nu? Dacă aș fi să vă întreb despre vecinii dumneavoastră, despre cunoscuți, cred că aș fi să-mi spuneți despre fiecare. Cel mai important lucru pentru ăsta e mașina. Cel mai important lucru pentru ăsta e copilul. Cel mai important lucru pentru ăsta e casa. Cel mai important lucru pentru ăsta este cum arată. Unde este comoara, cel mai important lucru pentru ăsta, de obicei la bărbați, este frigiderul, da? Sper că nu. Acolo unde este comoara voastră, acolo vă va fi și inima, zice Domnul Iisus Hristos. Acolo va fi onoarea voastră. Pe acel lucru sau pe acela îl cinstiți și îl onorați. Acolo unde depuneți efort. Acolo unde este comoara voastră. Deci care este comoara ta? Unde este comoara ta? Domnul Iisus spune, ce i-ar folosi unui om să câștige toată lumea? Dacă și-ar pierde sufletul. Vreau să vă spun, fără să mai lungim acest subiect, că cel mai valoros lucru pe care îl avem noi este sufletul. Amin? Domnul Iisus spune asta. Ce i-ar folosi unui om să câștige toată lumea? A venit diavolul la Domnul Iisus și a spus, uite, toate împărățiile lumii și gloria lor și strălucirea lor, ți-o voi da ție, numai să te închini mie. Cel mai important lucru al omului este sufletul. Ce înseamnă sufletul? Se vede? Poți să pui mâna. Ce este asta sufletul? Citim în Genesa. La început, Dumnezeu l-a făcut pe om din țărâna pământului. I-a format trupul. Și omul nu era viu. Până când Dumnezeu i-a suflat în răsuflare de viață. Și omul a devenit nu un trup viu. Noi nu suntem niște mașini de carne, niște trupuri vii. Viața noastră nu este fizică, în primul rând. Și omul a devenit un suflet viu. De aceea nu a folosit nimic unui om să câștige toată lumea asta materială, dacă și-ar pierde esența, natura lui, adică sufletul. Și de ce este așa de valoros acest suflet? Pentru că este însăși suflare din Dumnezeu. Viața omului este suflare din Dumnezeu. Și nu doar atâta, dar spune Dumnezeu, haideți să facem pe om după chipul și asemănarea noastră. Asta este valoarea care este în noi. Cât de mult își valorează sau preț pune un om pe sufletul lui? Nu prea mult. Asta se vede după interesul ce face. Unde își petrece timpul, unde își dă efortul, ce strânge, ce amonesește, ce prețuiește, cu ce se laudă. Se vede că cei mai mulți nu își prețuiesc sufletul, ci prețuiesc trupul și lumea materială. Dar cel mai valoros lucru pe care avem este sufletul. De aceea, versetul 9, prima parte în Proverbe 3, spune, cinstește pe Domnul cu tot ce ai. Cu tot ce ai. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață un principiu al dărniciei care îl onorează pe Dumnezeu pentru că recunoaște stăpânirea lui Dumnezeu peste viața noastră întreagă, cu tot ce ai. Roman, capitolul 14, versetul 8 spune, fie că murim, fie că trăim, noi suntem ai Domnului. Și dacă noi suntem ai Domnului, nu putem să-L onorăm și să-L cinstim decât dacă ne dăm Domnului cu tot ce avem. 2 Corinteni, capitolul 8 și versetul 5, și aici este vorba mai strict despre dărnicie, spune aici că cei din Macedonia ne-au surprins, ne-au uimit,
că din sărăcia lor Lucie și din multele necazuri prin care treceau și prigoane, au dat naștere la un belșug de dărnicie. Și au făcut asta, spune versetul 5, dându-se pe ei înșiși mai întâi Domnului. Dacă te dai pe tine însuți Domnului cu tot ce ai, cu tot ce ești, nu mai contează restul. Tu ești al Domnului cu tot ce ai, cu tot ce ești. S-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului. Acestea sunt cuvinte mari, cuvinte frumoase. Dar cum se realizează mai concret asta? Cum face mai concret? Eu sunt al Domnului. Cuvinte mari, cum a spus și Simon Petru. Oriunde vei merge, te voi urma. Chiar dacă toți aceștia te vor părăsi, eu voi fi cu tine. Eu sunt al Domnului. Casa mea este a Domnului. E ușor să spui asta. Dar cum se vede asta în viața ta? Cum se concretizează, cum se materializează lucrul acesta în viața unui om? Pentru că nu se poate numai prin vorbe. Ce trebuie să facă un om pentru a arăta, într-adevăr, că tot ce este el și viața lui este a Domnului și astfel el îl onorează și cinstește pe Domnul cu tot ce are și cu tot ce este? Asta se vede în a doua jumătate a versetului 9. Deci cinstește pe Domnul cu ceea ce ai și apoi vine mai specific. Cu cele din tâi roade din tot venitul tău. Este ceva concret acum. Ceva care se poate atinge. Ceva care se poate vedea. Se poate contabiliza. Nu mai este ceva așa în general. Cinstește pe Domnul cu cele din tâi roade. Pentru ca urmarea și lauda ta la adresa Domnului să nu fie, să nu constea doar în vorbe goale, așa cum am spus despre Petru, declarații pompoase de duminică, în rugăciune, în cântare, în religie, ci să fie ceva concret în viața ta, trebuie să învățăm sau să învățați un prim pas în această cale a glorificării lui Dumnezeu. Un prim principiu și acesta este mai întâi Domnul. Cele din tâi roade pentru Domnul. Nu ce rămâne. Nu la sfârșitul zilei. Nu la sfârșitul lunii. Nu la sfârșitul vieții. Nu la pensie. Dă-i mai întâi Domnul. Cinstește-L pe Domnul cu cele din tâi roade. Din tot venitul tău. Pune-L pe El. Adică voia Lui, poruncile Lui, cuvântul Lui, în capul listei priorităților tale. Care sunt prioritățile tale în anul acesta? Ce ți-ai propus? Ce vrei să realizezi? Cât de mult vrei să te ridici? Care sunt lucrurile pe care vrei să le rezolvi? Care este lista priorităților? Ce este pe primul loc? Ce este pe al doilea loc? Pune-l pe El în capul listei. Amin? Amin. Ce înseamnă să pui pe El? Din nou, orice este scris aici. Amin. Orice este scris aici. Pune-L pe El în capul listei priorităților tale. Și practica asta în toate aspectele și domeniile vieții tale. Asta înseamnă cinstește-L pe Domnul cu cele din tâi roade. Nu este vorba doar despre bani. Am spus, omul devine foarte irascibil și sensibil când îl atingi la buzunar. Dumnezeu a pus în tine valori mult mai mult decât banii pe care i-ai în buzunar. Și poți să simți, așa cum a spus, sufletul. Dar și alte lucruri pe care ți le dă Dumnezeu. Cum ar fi timpul, cum ar fi sănătatea, cum ar fi tinerețea, cum ar fi oamenii cu care interacționezi în fiecare zi, cum ar fi talentele, abilitățile de a lucra și de a socializa cu alții și de a ajuta pe alții. Toate acestea sunt de la Dumnezeu. Amin? Amin. Cinstește pe El. Cu toate acestea. Cu tot ce ai. Și mai concret, cu cele din fii roade. Hai să facem un exercițiu, să facem și lucrul acesta concret. Cele din tâi roade din timpul tău. Fiecare om este egal aici. Poate că la bani, poate că la frumusețe, poate că la talente, la abilități, la inteligență, suntem foarte diferiți. Dar în ceea ce privește timpul, toți suntem la fel de bogați. Amin? Sau la fel de săraci, se poate zice. Toți pierdem sau investim 24 de ore în fiecare zi. Toți avem la fel. Nu trebuie să cumpărăm, nu trebuie să fim bogați, nu trebuie să ne naștem într-o anumită zonă a globului, în lumea civilizată sau în lumea întreagă. Fiecare om are 24 de ore de la Dumnezeu în fiecare zi a vieții lui. Ce faci cu ele? Cinstește-L pe Domnul cu cele din tâi roade. Adică
Psalmul 5 și versetul 3 spune așa: Doamne, ascultă-mi glasul dimineața. Era încă întuneric afară și Domnul Iisus s-a dus să se roage. Doamne, ascultă-mi glasul dimineața. Dimineața mi-am îndrept rugăciunea spre Tine și aștept. Ce înseamnă cinstește pe Domnul cu cele din tâi roade? Din timpul tău? Începe ziua cu Domnul. Trezește-te de vreme, nu sta târziu la televizor, nu sta la chef, nu sta cu prietenii, nu sta în vacanțe sau altundeva târziu. Trezește-te de vreme și începe ziua cu Domnul. Amin? Amin. Cinstește pe Domnul cu cele din tâi roade, din timpul pe care El ți-l pune la dispoziție. Hai să vedem despre cariera noastră, despre ceea ce lucrăm, despre vocația noastră, despre puterea tinereții noastre. Deci cinstim pe Domnul cu cele din tâi roade, din ceea ce ne-a dat Dumnezeu în acest sens în viața noastră. Dacă citim în Eclesiastul, capitolul 12 și versetul 1, avem o învățătură foarte importantă aici. Eclesiastul, capitolul 12 și versetul 1 spune așa. Un verset înainte spune, sau mă rog, câteva versete înainte, ce bucură-te tinere, tinerețea ta, fii cu inima veselă, fă ce vrei. Dar apoi spune, adu-ți aminte totuși, nu uita. Adu-ți aminte de Creatorul tău, Cel care ți-a dat viața, Cel care ți-a dat tinerețe, Cel care ți-a dat sănătatea, Cel care ți-a dat abilitatea să fii tâmplar sau cizmar sau învățător sau orice altceva. Adu-ți aminte de Creatorul tău în zilele tinereții tale. Amin? Amin. Nu la pensie? Știți ce o să observați în multe biserici? Grupul de bază îl formează copiii până la 18 ani, adică atâta timp cât sunt în școală și n-au ce să facă altceva. Și pensionari. Restul, de când încep să lucreze și până când iasă la pensie, au tot fel. Nu zic că nu vin niciodată la biserică, dar nu te poți baza pe ei tot timpul. Decât pe unii care sunt credincioși. A, mai sunt unii care sunt invalizi și nu poate să muncească. Este curios. Nu lipsesc de la biserică. Pentru că nu pot să facă bani în altă parte. N-am alte oportunități. Nu plac pe cei sănătate. Înțelegeți ce spun? Cinstește pe Domnul cu anii tinereții tale. Nu uita de Creatorul tău. Amin? Amin. Cu cele din tine roade. Cu puterea tinereții tale. Cu energia de la 16 ani, de la 17 ani, de la 18 ani. Mă rog, de la 50, de la 80. Când ai cunoscut pe Domnul, când știi despre lucrurile astea. Cinstește-L cu cele din tine roade. Nu zice, lasă să rezolvi eu treburile și după aia, Doamne. Și după aia te pui la televizor și după aia dormi și după aia te trezești târziu. Și după aia fugi repede la lucru, că de la lucru nu lipsim. Dar duminica e ziua de odihnă, nu? Cinstește pe Domnul cu cele din tâi roade, din timpul tău, din puterea și din anii tinereții tale. Versetul 30, pardon, Psalmul 37, și versetul 5 spune așa, Psalmul 37 și versetul 5 spune: Încredințează Domnului calea ta, încrede-te în El și El va lucra. Asta înseamnă cariera ta, vocația ta. Încredințează Domnului, lasă-L cu El să hotărască pașii vieții tale. Și El va lucra. Și apoi venitul, averea, banii tăi. Spune foarte clar Proverbe, capitolul 3, versetul 9. Cinstește-L pe Domnul, nu doar să-i dai de frică, nu doar să faci ceea ce trebuie, ci să-L onorezi, să-L cinstești cu bucurie, de bună voie. Dumnezeu iubește pe Cel ce dă cu bucurie, spune Noul Testament. De bună voie. Cinstește pe Domnul cu cele din tâi roade din tot venitul tău, averea, banii. Mai întâi dă Domnului. Ilie este trimis la o văduvă din Sarepta. Și nu avea ce să mănânce. Elie reprezintă pe Dumnezeu, în cazul acesta, omul lui Dumnezeu. Și nu avea ce să mănânce. Și Dumnezeu îl trimite la acea văduvă din afara poporului lui Dumnezeu ca să-l hrănească. Și ce să vezi? Când ajunge acolo, văduva aceea zice, nu am nicio. Mai am o dată să fac de mâncare și o să mor. Și zice Elie, fă așa cum ai zis, dar mai întâi aduc mie. Mai întâi aduc pentru Domnul. Aduc pentru lucrătorului, aduc pentru voia lui Dumnezeu mai întâi. Și după aia o să aibă grijă Domnul și de tine. Și așa s-a și întâmplat. Pune-L mai întâi pe Domnul.
atunci când iei venitul tău, atunci când iei ceea ce îți dă Domnul, pune-L mai întâi pe Domnul și ce te învață Cuvântul lui Dumnezeu. Și încrede-te în El, din toată inima ta, pentru restul nevoilor tale. Nu-L pune la urmă pe Domnul. Pentru că asta înseamnă să nu-L cinstești, să nu-L onorezi. Nu te bizui pe înțelepciunea ta. Spune tu, omule, pe cine cinstești cu viața ta? Pe cine onorezi în viața ta? Nu cu vorbele, ci cu faptele. Cui îi dai zilele vieții tale și diminețile zilelor tale? Cui îi dai puterea tinereții tale și vocația ta și abilitățile tale și lucrul tău? Pentru cine lucrezi? Și venitul tău pe care ți-l dă Dumnezeu, care ți-a dat sănătate și abilități și oportunități, cui îi dai cele din tâi roade din toate lucrurile acestea? Asta va arăta unde este inima ta, asta va arăta unde este comoara ta, asta va arăta pe cine cinstești și pe cine onorezi tu. Însă Cuvântul lui Dumnezeu ne dă un sfat înțelept. Cinstește pe Domnul cu toată inima ta. Și cinstește-L pe El cu tot ce ai și cu cele din tâi roade, din tot venitul tău. Căci atunci plânarele îți vor fi pline de veșug și cheaspele tale vor geme de mus. Anii vieții tale ți se vor lungi și asta va da sănătate trupului tău și putere oaselor tale. Aici este cheia înțelepciunii și aici este cheia succesului din viața omului și aici este cheia fericirii. Domnul să vă binecuvânteze.